Și atunci contează foarte mult. În sensul acestei deplineri, înfloriri a ființei către plenitudine, către a descoperi, de fapt, natura sa reală, care este spirit, atunci, sigur că trebuie să se poată produce o deschidere a tuturor nivelurilor ființei, nu numai a unuia sau a altuia, și la nivelul tuturor acestor centri de forță, să se poată produce trecerea pe nivelul cel mai înalt al frecvenței vibratorii pe care acel centru ne poate purta. Este ca și cum, revenind din nou la metafora cărării, ascensiunii, pentru a ajunge acolo în zona aceea de orizont nesfârșit. Acolo sunt 7 piscuri. Unul mai înalt decât celălalt. Dar este foarte interesant că de jos noi nu le vedem. Noi nu vedem. Adeseori zicem, ăsta este muntele. Dar noi nu vedem câte piscuri are acel munte. Da? Mai ales dacă suntem undeva aici la bază, nu ne trece prin cap ce perspectivă vastă, ce panoramă, ce fericire, ce extaz. Ne poate învălui dacă ni s-ar revela de fapt de sus, întreaga panoramă. Mulți dintre noi nu știm că sunt 7 piscuri. Da? Nu știm. Ne mișcăm pe aici, pe la bază, pe dealul acestea. Sunt montane și ne place, că este frumos și pe aici. Dar, atenție, este mult mai mult. Este mult mai mult. Este infinit mai mult. Și pe măsură ce urci, ți se revelează infinit. Aceasta este frumusețea. Numai în teritoriu vei putea cunoaște aceste lucruri. O biată hârtie pe care este înscrisă o hartă cu liniile acelea de curbură care îți arată 2000 de metri, 3000 de metri, 5000 de metri, nu îți spune nimic. Dar în teren, ce vezi la 2000 de metri, la 3000 de metri, la 5000 de metri, este cu totul acela. Fiecare astfel de piscuri, revenind la acest exemplu analogic, este reprezentat de nivelul la care te poate duce fiecare centru de forță. Și este bine să cunoaștem nu numai zona aceasta mai de jos. Este bine să explorăm totul. Să pătrundem în dimensiunea mult mai vastă ca frecvență vibratorie a fiecărui centru de forță. Și este posibil, pentru că yoga ne oferă aceste modalități. Amintiți-vă și când o să începem chiar partea practică, o să vorbesc despre faptul că sunt procedee care dinamizează petale energetice, sunt procedee care amplifică dinamismul într-un anume fel și conferă, de ce nu, o stare de curaj, conferă o stare de putere, de vitalitate, o stare de voință superioară. Ați trăit aceste lucruri, nu sunt lucruri noi. Deci putem să explorăm și să traducem în propria ființă ascensiune, ca semnificații și chiar și ca revelații. Hai să vedem cu ce ai. Este. Da? Bun, foarte bine. Haideți să facem acum o scurtă pauză.